Pe data de 8 și 9 iunie, bibliotecarii din județul Gorj au ocazia să participe la un nou atelier de educație media organizat de Asociația One World România și Media Wise Society, Centrul de Resurse și Formare în domeniul educației pentru competențe media și digitale din România. Seria cursurilor a fost deschisă în Dâmbovița și Tulcea, unde au participat peste 45 de bibliotecari din cele două județe. Biblioteca Județeană Cristian Tel este partenerul Asociației One World România în proiectul finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, care se numește Educație Media prin film documentar în bibliotecile publice. Și mâine și poimâine, adică pe 8 și 9 iunie, biblioteca noastră în spațiu din mansardă va fi gazda atelierului organizat în cadrul acestui proiect, în care bibliotecarii publici din județul Gorj vor dobândi competențe de educație media prin film documentar, așa cum spune și titlul proiectului. De fapt, acesta va fi un pretext ca ei să organizeze în partea a doua a acestui proiect, deci până la sfârșitul anului, vizionări în bibliotecile publice din mediul rural și micurban și inclusiv în Târgu Jiu, vizionări de documentare care să ducă la nașterea unei dezbateri cu participanții pe teme de democrație, implicare civică, sociale, mediu și așa mai departe. Atelierul are loc la Biblioteca Județeană Cristian Tel Gorj, fiind ultimul din această etapă. Acesta va fi susținut de Ionuț Mare, și jurnalist și critic de film, și Nicoleta Fotiade, expertă formatoare în domeniul educației media și digitale, președinta Asociației Media Wise Society. Până acum s-au înscris bibliotecari din 17 localități din județ. Proiectul se derulează în două etape. În perioada aprilie-iunie au loc cursurile de educație media prin film documentar în cele trei județe. Cu îndrumarea formatorilor, participanții vor aplica aceste cunoștințe pentru a crea și a pune în practică împreună un format de proiecții de film și evenimente pentru publicul bibliotecilor lor în etapa a doua a proiectului, iunie-octombrie. Participanții vor învăța despre producția filmului documentar și își vor dezvolta competențe de analiză critică a imaginii în contextul receptării mesajelor media, printre temele abordate fiind filmul documentar cu subiecte relevante despre cetățenie, democrație, diversitate. Analiza filmului documentar din perspectiva publicului, limbaj vizual și reprezentarea prin imagine, denotativ, conotativ, manipularea imaginilor, etc. Înțelegerea propagandei ca formă de comunicare vizuală analizată din perspectivă istorică și contemporană. Considerăm că este un moment foarte important în sensul că în această lume în care trăim și în care suntem și invadați de foarte multă informație, bibliotecarii sunt aceia care ne pot ajuta să o ajungem la cea corectă și cu cât își desăvârșesc competențele și capătă noi abilități, cu atât mai mult comunitățile noastre vor fi mai implicate în cetate. Filmul documentar vine în sprijinul dezvoltării gândirii critice, facilitând accesul participanților la noi chei de lectură în relație cu imaginea, dar și în raport cu temele de drepturi ale omului abordate de filmele prezentate.